s-au redus sistemele de protecție socială, s-au redus investiție în învățământ, s-au redus salariile, s-au aruncat mii de oameni la șomaj prin acest sistem privilegiat al postcomunismului de a deplasa industriile din vest, nu numai în fost stabile comuniste, unde forța de muncă se plătește foarte ieftină, chiar o forță de muncă calificată, dar s-a deplasat mult mai departe, unde muncitori sunt plătit cu, la noi se zice, un blind de linte, adică cu nimic. 2 euro pe săptămână o fată care face pantofi de spor Nike în Indonezia. Deci, această stare istorică care se cheamă post-comunist e comună. Numai că noi pornim de o bogăție mai mare, vorbesc despre astfel de fenomene. Fenomenul asta se cheamă colonizare. O mare parte din bogăția Franței, o mare parte din bogăția Angliei, o mare parte din bogăția Americii de Nord, înțeles, e rezultatul acest uriaș cucerire a lumii care a început în 1492 prin un pas care e primul pas a mondializare, care este descoperirea Americii. La descoperire pentru noi, fiindcă indieni știau ce este America, era țara lor. Prin acest pas care a creat, a infatuit cea mai mare distrugere din istoria lumii moderne, nu vorbesc de antichitate, o altă lume, destrucția mai multor civilizații, nu numai destrucția fizică a oamenilor. Trebuie să vă aduc aminte că era în jurul de 12 milioane de indieni pe tot teritoriul de America de Nord, în cântă estimația de cântă Jules Colomb în o insulă din Caraibe. Și când s-a terminat ultimul război indien, cum se zice, în America de Nord, în 1898, cu masacrul de la Sand Creek, era în jurul de 300.000 de indieni. Această colonizare și pe baza de un sclavie care a durat câteva secole a creat o bogăție uriașă. Nu numai de materia primă și de dezvoltare, cum să vă spun, pentru industria franceză, engleză, să nu vorbim de industria americană. Deci, comparația al postcomunismului se face prin țările care au pornit de o bogăție diferită. Dar drumul e același. Asta vreau să vă spun. Thank you.
care facerca ca să se la alte parte.